le rog întâi pe domnul primar, profesor Laurențiu Dan Leoreanu, să dezvelească bustul ilustrele personalului. Vreau să vă spun și eu, Hristos a înviat. Mă bucur că suntem împreună și uitați ce vreme frumoasă avem. Știți că după ora 12 astăzi a fost anunțată ploaie, dar Dumnezeu a avut răbdare cu noi și ne-a dat un moment frumos pentru a dezveli bustul unui mare înaintaș de-al nostru, așa încât cu Dumnezeu înainte. Părinte, binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul monumentului acestuia și a plăcii comemorative a robului tău Nicolae Manolescu-Strunga, mare cărturar și fiu a neamului nostru, om de cultură și vrednic, rânduit de tine să fie conducător, luminător în zile bune și povățitor în zilele cele grele. Ne rugăm ție, scrie numele lui în cartea aleșilor tăi, și precum de demult ai rânduit să se așeze semn de piatră și monument spre aducerea aminte de faptele cele mari, săvârșite de aleșii poporului în numele tău, și acum binevoiește să întărești, binecuvintează monumentul acesta spre veșnica pomenire a alesului tău Nicolae Manolescu-Strunga, om de cultură, a faptelor lui vrednice de urmat, a poporului nostru, și ajută poporul binecredincioși și poporul romașcan, cu puterea ta de grijă, necontenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-te pe tine, Dumnezeu, părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a Sfințește Hristos trecoată sfințită, monumentul acesta a robului tău Nicolae Manolescu, om de cultură, numele Tatălui. Slavă
slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine preacurate Maicii sale, ale Sfinților și Lăudaților Apostoli, ale Sfintei Preacuvioase, Mântmilostivei Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Cuvios Antipa, ocrotitorul orașului acestuia, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, întocmai cu apostolii, patronii și ocrotitorii sfânt orașului acestuia, ale Sfinților și drepturilor Dumnezeu și Părinții Achim și Iana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfintei Învierii Lui cele de a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte trecând și celor din morminte viață. Înviat. Mulțumim Părintelui Ascumandrit pentru slujba oficiată, de asemenea Părintelui Arhidiacon și Părinților Slujitori. În continuare îl rog pe Părintele Arhimandrit Andrei Ioniță să transmită cuvântul de înalt preasfinției sale Ioachim Băcăoan. Hristos a înviat, domnule, distins primar al orașului Roman, stimată primar a comunei Strunga, stimate autorități locale și centrale, preacuvioși și preacucenici părinți, iubiți credincioși romașcani, considerăm însuita de manifestări cultural-spirituale a orașului Roman, evenimentul de astăzi unul important și cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care ne spune de fiecare dată să ne aducem aminte de mamarii noștri și să-i cinstim pentru viața și să le urmăm credința pe care au avut-o ei. În al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, păstorul nostru sufletesc, a binecuvântat acest moment din suita de manifestări cultural-spirituale la Roman, ca aici, la tâmpla primăriei și în mijlocul orașului, să străjuiască o personalitate covârșitoare care a marcat timpul istoriei pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, cel ce a fost Nicolae Manolescu, și am avut cinstea și ocazia să ne întâlnim din vița familiei sale acum câteva zile cu nepoți și cu fratele sau strănepoți care s-au închinat la Sfânta Cuvioasă Parascheva la catedrală, care s-au întâlnit cu un alt preasfințitul Părinte Ioachim și care au depănat amintiri și au reamintit personalitatea pe care a avut-o acest domn distins în istoria culturii și spiritualității orașului Roman, Nicolae Manolescu, om de cultură, academician, medic, formator de școală, de manuale și de la care a rămas o frumoasă moștenire în ce privește activitatea medicală și știința a pătruns în sufletele și tuturor generațiilor care s-au perindat după dânsul. Considerăm aceasta că toate instituțiile de cultură, inclusiv Clepsidra, societatea Clepsidra, care are o lucrare frumoasă în orașul nostru și care adună intelectualitatea romașcană, că a făcut acest gest frumos de o fioasă amintire și un memoriam, ca Nicolae Manolescu să străjuiască aici în parcul acesta frumos și toți cei care vor trece se vor pleca cât de cât să-și aducă aminte
de această personalitate care a marcat istoria noastră, a orașului și a culturii din această zonă frumoasă. Domnule primar, vă felicităm încă o dată pentru frumoasele inițiative pe care le aveți și pentru frumoasă sărbătoare, pentru că mai întâi căutăm pe Dumnezeu, mai întâi căutăm cele de folos și toate se vor adăuga nouă. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumim, Părintele Arhimandrit! Vă rugăm pe domnul primar să adreseze mesajul domniei sale. Eu mă bucur foarte mult de această zi. Este un proiect pe care îl gândim de mult împreună cu societatea Clepsidra. Mă bucur și de faptul că acestui proiect s-au adunat mulți din cei care doresc să sprijine activitatea culturală din Roman. Salut și pe domnul director general Balcan, aici prezent de față, care a sprijinit această activitate, membrii societății Clepsidra. Vreau să vă spun că Manolescu-Strunga, dincolo de faptul că a fost un pionier în medicină, în oftalmologie, descoperind anumite metode care chiar poartă numele, a fost un om de stat, a fost un senator de Roman puternic, un senator liberal care s-a implicat și mai mult decât atât a donat terenul pe care se află Palatul Administrativ în momentul de față și o mare sumă de bani care a fost necesară construirii acestui Palat Administrativ. Adică, așa cum se spune, oamenii mari marchează momentul și timpul lor, lăsând în urmă rezultate frumoase, dar și moștenire deosebită pentru cei care vor veni. Iată, în medicină, iată, în domeniul educației, în domeniul științelor medicinei, în sistemul universitar, în politica românească, un om puternic, un bărbat de stat, un om care ne adună astăzi, aici, cu ocazia zilelor municipiului Roman, să-l pomenim, să ne aducem aminte, să-l salutăm, să ne plecăm frunțele cu pioșenie și din nou să gândim ceea ce facem noi la rândul nostru, să încercăm să facem totul astfel încât să fim demni urmași ai celor care au fost deschizători de drumuri, au fost oameni care au dovedit prin ceea ce au clădit, prin ceea ce au construit, prin ceea ce au descoperit, prin ceea ce au inventat, că le pasă de toți cei din jurul lor, de membrii comunității, de acest popor, de această națiune. Așa încât, Nicolae Manolescu-Strunga, fie ca spiritul tău să fie mereu printre noi, fie ca spiritul de competiție, de a te autodepăși, să vină către noi fiecare din locuitorii acestui oraș, să ne bucurăm cu toții de zilele municipiului Roman. La mulți ani, dragi romașcani, la mulți ani, Roman! Mulțumim domnului primar. Înainte de momentul final al părții întâi a evenimentului nostru, respectiv depunerea florilor la monumentul Nicolae Manolescu-Strunga, dați-mi voie să mulțumesc sculptorului Lucian Tudorache de la Piatra Neamț și aș vrea să-l omagiez cu aplauze. Este acolo. De asemenea, să mulțumesc și să-l omagiem tot cu aplauze pe sponsorul principal al evenimentului, fără de care nu am fi putut să realizăm acest monument, domnul inginer Vasile Balcan, directorul Marsat. De asemenea, mulțumesc, nu în ultimul rând, domnului primar, profesor Laurențiu Dan Leoreanu, pentru sprijinul acordat pe răstimpul a 4 ani, pentru că 4 ani a durat proiectul și iată, astăzi asistăm la un moment solemn și un moment de sărbătoare. Vă mulțumesc! După depunerea de flori, vă invităm la momentul al doilea, care va avea loc în sala de Consiliu a Primăriei Roman. Vom participa la un laudatio în care vom afla mai multe despre Nicolae Manolescu-Strunga, o personalitate care, din punctul meu de vedere, încă nu este deplin cunoscută. Hristos a înviat! Adevărat, Doamne ajută! Adevărat.